Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață mă întorc din nou cu un tutorial pentru doamnele începătoare, chiar și pentru doamnele avansate. Astăzi dimineață vom învăța cum lucrăm oul perfect, cum croșetăm oul perfect. Pentru aceasta eu am ales să lucrez în firul de macrame, Stella, se numește fir de Scoția. Poate fi lucrat în orice tip de fir de care dispuneți dumneavoastră, însă eu am ales acesta. Voi lucra cu croșetul numărul 1, apoi vom avea nevoie de firul despărțitor, de acul pentru cusut lână, de foarfece și, bineînțeles, de melana cu care vom umple oul. Modelul în sine nu este greu, este foarte ușor de realizat. Vă rog să scrieți cum se lucrează, pentru că în unul dintre următoarele tutoriale vom avea nevoie de acest ou. Așa cum vă spuneam, poate fi lucrat în orice tip de fir care îl aveți dumneavoastră și, bineînțeles, adaptați croșetul în modul în care melana să nu se vadă. În cercul magic voi începe lucrând primul ochi, primul picioruș scurt, cel de început, după care în interiorul cercului voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Cel de-al șaselea picioruș scurt, după care vom închide cercul magic cu fir alunecat, iar acum rândul următor, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Deci la sfârșitul rândului noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Am făcut deja prima mulțire, vom continua cu cea de-a doua. Așa cum vă spuneam, unul dintre următoarele tutoriale, ca bază de plecare, vom avea acest ou. Așa că eu, când voi face celălalt tutorial, voi veni cu oul deja făcut, iar apoi vom continua. Încet, încet ajungem la capătul rândului. Acum voi face ultima mulțire și am obținut cele 12 piciorușe scurte. Din acest moment vom pune firul despărțitor, pentru că vom lucra de jur împrejur. Deci punem firul despărțitor și vom continua lucrând un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Mai întâi voi face un picioruș scurt, pic. Această perioadă, cât nu am lucrat un pic, mâinile mi s-au... Așa. Apoi vom face o mulțire în următorul, vom continua din nou cu un picioruș scurt urmat de o mulțire pentru un total de 6 ori de jur împrejur, iar noi la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua cel de-al doilea rând de înmulțiri, lucrăm 2 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom continua
două piciorușe scurte, o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. După ce am lucrat două piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut 24 de piciorușe scurte. Acum lucrez 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Deci am lucrat deja cele 3 piciorușe scurte, o mulțire. Vom continua în acest fel. 1, 2, 3 piciorușe scurte, o mulțire din nou. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut cele 30 de piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 30 de piciorușe scurte. Fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am terminat rândul de 30 de piciorușe scurte. Voi continua lucrând 4 piciorușe scurte. 2, 3, 4. Voi continua cu o înmulțire. Voi lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 36 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Am obținut un număr de 36 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 36 piciorușe scurte. Vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește și vom lucra fără mulțiri, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am încheiat acest rând de 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 42 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. 2, 3, mai lucrez o dată cu dumneavoastră, 4, 5, o mulțire. Iar apoi vom continua singure. După ce am lucrat 5 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, pentru un total de 6 ori, la sfârșitul rândului am obținut un număr de 42 piciorușe scurte. Acum vom lucra 9 rânduri de câte 42 piciorușe scurte. Deci 9 rânduri. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 9 rânduri pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul celor 9 rânduri de câte 42 de piciorușe scurte.
Următorul rând vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Iar acum vom face o scădere. Vom intra doar prin jumătate din următoarele două piciorușe scurte și vom face o scădere. Vom repeta această secvență pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Am deja 3, 4, 5. Voi face cea de-a doua scădere. Deci voi intra doar prin prima jumătate a următoarelor două piciorușe și vom scădea. Iar noi continuăm singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 36 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș, așa cum se găsește, îl vom lucra. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând de 36 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 2, 3, 4. Acum vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Cel de-al patrulea și următoarea scădere, după care vom continua singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând cu 30 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, am repetat pentru un total de 6 ori, am obținut 30 de piciorușe scurte. Voi continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. După care vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vă rog să scuzați că uneori vocea mea este mai joasă, mai groasă, aceasta din cauza acelui virus care m-a lovit și pe mine, dar în timp o să-mi revin de tot. Deci 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu cele 24 piciorușe scurte. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului, acum și am obținut 24 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 2 piciorușe scurte, voi schimba firul, voi ști că am făcut deja un picioruș scurt, deci vom face 2 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Cel de-al
doilea piciorul scurt, urmat din nou de o scădere. Așa cum vă spuneam, vom repeta de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. După ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o scădere, am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum voi lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Din nou un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Acum vom umple oul cu melană, ne vom ajuta de un croșet, de coada croșetului, pentru a împinge umplutura în interior, pentru a o distribui, pentru că, așa cum știți, trebuie să fie bine umplute toate lucrările tip amigurumi, în alt mod nu vor avea forma dorită, nu vom reuși să le formăm. Deci vom umple jucăria, o numesc jucărie, chiar dacă este un ou. Apoi vom încheia lucrarea, vom distribui bine în felul acesta putem obține oul perfect, așa cum vă spuneam, îl puteți lucra în orice culoare. Îl puteți lucra cu orice fir doriți dumneavoastră. Acesta este modelul de bază. Apoi, bineînțeles, și pentru a-l decora, fiecare îl poate decora în funcție de gusturile pe care le are. Sunt mai multe moduri. Sper să reușesc să ajung să mă ocup și să fac măcar unul sau două tutoriale în care să decorăm aceste ouă croșetate. Vom lucra și cu acele ouă în polistirol, în scârț, cum spunem noi, un pic mai încolo. Și voi mai adăuga melană, că este nevoie pentru a fi bine umplut. Asta vom vedea unde este nevoie să insistăm cu umplutura, pentru că va avea și o prezență frumoasă dacă este bine umplut și stabilitate. Acesta, între timp îi dăm și formă, trebuie să mai insist un pic cu umplutura. Sunt anumite locuri unde este nevoie să insist. Întotdeauna melana o împingem din mijloc înspre margini, pentru că în felul acesta va veni distribuită în mod corect, va acoperi toate golurile.
căutăm și formă, între timp ne uităm să vedem cum se prezintă. Cred că de acum sunt aproape la sfârșit cu umplutura. Vedeți cum distribui cu croșetul. Niciodată nu v-am arătat cum umplu eu lucrările. Întotdeauna am venit cu ele deja umplute când a fost momentul. Uitați-vă în felul acesta. Punem totul de în mod echilibrat. Deci îl formăm. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Adică cel puțin mie îmi place. După aceea voi lăsa la aprecierea dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cele care dați nota finală tutorialului. De aceea, între timp, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile frumoase pe care mi le trimiteți. Sunt cuvinte atât de frumoase că îmi bucură sufletul și ochii în momentul în care le citesc. Vă sunt recunoscătoare pentru faptul că sunteți alături de mine, pentru faptul că urmăriți tutorialele mele, că vă sunt de ajutor. Pentru mine înseamnă foarte mult aprecierile dumneavoastră, like-urile, comentariile și mai ales faptul că sunteți alături de mine. Acum că am umplut oul, vom continua lucrând 6 scăderi consecutive. Deci vom face scădere după scădere. Sper să vedeți. Aici vom încerca să tragem firul bine. Cea de-a doua. Deci vom face 6 scăderi consecutive. Când vom termina aceste scăderi, vom ajunge la un număr de 6 piciorușe scurte, pe care apoi le vom închide cu coacul. Vedeți, de aceea spun întotdeauna când lucrăm amigurumi, că este nevoie de un croșet mic, un croșet adaptat nu firului, pentru că corect ar fi să lucrăm cu croșetul adaptat firului, însă un croșet care cu care lucrarea să iasă deasă. Astfel nu vor ieși aceste goluri. Vedeți? În momentul în care eu am umplut deja, deci ar fi trebuit să folosesc un croșet mai mic de cel de numărul 1. Dumneavoastră veți încerca mai întâi să vedeți modul în care vă iese lucrarea. Bineînțeles, eu am ales acum acest fir mai subțire. Am ajuns la capăt, voi scurta firul, voi pune acul și vom închide cu acul. Acum va veni tocul final, partea finală. Voi intra în fiecare picioruș, voi strânge doar în jumătatea piciorușului. Vedeți? Felul acesta. Ați văzut că ar fi fost nevoie de un croșet mult mai micuț. Deci nu 1, 0,75 ar fi mers perfect. Și astfel nu se vedea
un pic această, nu se vedea această melană aici. După ce am cusut, din nou îl formăm în felul acesta. Vom ascunde aceste capete de fire. Așa cum vă spuneam, unul dintre următoarele tutoriale ca punct de plecare va fi acest ou. Așa cum vă spuneam, poate fi lucrat în culoarea în care doriți, însă următorul va trebui numai decât să fie în culoarea galbenă. Dumneavoastră vă veți pregăti această culoare. Așa. Uitați-vă. Am ajuns la capăt. Voi ascunde firul. Voi ieși cu firul undeva pentru a-i da un pic de stabilitate. Voi scurta apoi. Și așa cum vă spuneam, uitați-vă că am ajuns la capătul lucrării, voi scurta firul. Și acesta este oul perfect. Dacă vedeți, chiar pare un ou adevărat. Eu atât am vrut să vă prezint astăzi. Voi încărca tutorialul imediat, voi începe. Va apărea târziu pentru că durează foarte mult până când se încarcă. Din nou, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc că urmăriți. Aș dori, dacă nu este prea mult pentru dumneavoastră, să lăsați un like, un comentariu. Și eu voi ști în continuare ceea ce trebuie să lucrez, ceea ce trebuie să îmbunătățesc la tutorialele mele. Sunt Tatiana Andrieș, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată și ne vom întâlni la un nou tutorial. La revedere!